Salutare, CGM-ări! Am început un nou episod de Human IT, podcastul nostru Humans of IT de la CGM și iată că vorbesc în limba română de data asta și mă bucur foarte mult pentru că invitatul nostru, nu că n-ar vorbi în limba engleză, dar am zis așa, am stabilit amândoi că e mișto să facem un podcast în limba română pentru că tare dulce este limba noastră românească și l-am astăzi invitat pe un prieten foarte drag și vechi, nu zic bătrân, pe Răzvan Cucu. Head of Functional Lead, UX, UI Designer, Team Lead sau tăticul designerilor de la, de la CGM. Salutare, Răzvan! Bine te am găsit! Mulțumesc pentru oportunitate! Cu mare drag! era înărbător să vii să povestești, că știu că tu vorbești foarte mult de obicei. Da, așa mi s-a mai spus. Sunt cel puțin unul din cei patru oameni din CGM patru... care vorbesc cam mult, să zic așa. Asta e de bine că vorbești mult și bine, nu mult și rău. De cele mai multe ori, da. Din moment ce ești aici, eu zic că. De cele mai multe ori, da. Că ești și bine. Cum e cu titulatura asta de, de designer? Că știu că multă lume se plânge când spun designer. E designer, nu e designer, e artist, e ce e. Nu știu, eu nu mă de consider a... artist, în primul rând. Sunt autodidact. În principiu, acum de vreo trei ani de zile, mă consider UX designer. Am cumva am, cumva am uh, trecut un pic de partea asta de design, nu prea mai fac decât dacă mă obligă soția pentru business-ul ei, în rest uh, m-am concentrat la pe partea asta de UX, UI. Ce înseamnă asta? În principiu o, noi creăm uh, experiența utilizatorului de când intră în aplicație până iese din aplicație, tot ce se vede acolo, și ce nu se vede, că e și, important și ce nu se vede, uh, toată interacțiunea care are un utilizator cu aplicația noastră în cazul CGM-ului. O să vorbim acum și despre ce faceți voi întreaga echipă și de la CGM acolo. Vreau să-mi povestești să un pic cum ai început tu cu, cu treaba asta. Desenai de mic, erai atras de desene? Am fost, de... un, eu, acum reflectând, eram un pic atras de partea asta de desen, dar cumva viața m-a împins pe spre partea asta de real, am făcut mate info liceu, am intrat la facultatea de info. La urmă am zis că nu e de mine și cumva, iarăși viața m-a mutat, m-a împins către partea asta de design și am început cu Quark, nu știu, nu cred că știi, ba, da, desktop, știu. știi? Okay. Știu pe desktop, că suntem <laughs> Exact. Uh, un fel de InDesign, să zic așa uh -huh. și ca a fost, a fost primul meu big project și, cunosc cunoscând Quark, în momentul respectiv chiar se căuta în și desktop publisher pe partea asta de ziare și cam asta a fost, să zic, oportunitatea mea de a intra în domeniul ăsta. Și am lucrat, nici nu mai știu câți ani, cred că vreo 3 sau 4 ani, ca și desktop publisher la ziar de ași. Am mai avut și alte colaborări. Între timp, mi-am găsit și job de designer. Prin zân microbu, am mai făcut uh, diverse proiecte personale, proiecte pentru alții, și așa mi-am găsit și primul job de designer. Asta unde era? La o firmă de distribuții piese auto, uh. și mă ocupam de catalogul lor de prezentare, care se schimba săptămânal în funcție de intrări și itemuri. Cum și s -s... și poze, decupam mm -hmm. poze, modificam catalogul. Acum, în timp ce îmi povesteai, mă gândeam că s-au schimbat multe de-a lungul anilor în, în industria asta. Walk through os adică spune ne cam ce, ce s-a schimbat în industrie de-a lungul timpului pentru tine. Cum erau lucrurile atunci și cum sunt acum? Atunci, atunci făceam poze, de exemplu, că avem o săpunieră pe care o oram din tot sufletul, că niciodată nu focaliza. Și încercam să fac poze într-un depozit mai mult întunecat decât luminat și era un chin groaznic. Aveam un CRT mare, ce puțin azi de aveam un CRT mare care făcea rolul de um, calorifer perfect. Deci iarna era o căldură la noi, în... nu știu ce să zic. Cred că e, e greu să-ți să să spun cum s-a schimbat, că și eu m-am schimbat și nu mai știu dacă pot să văd cu acea joc care vedeam atunci. Atunci era fan, era și un colectiv foarte ok. Nu mă deranja neapărat atât de tare că lucram 6 dacă știi cum e la ziar, cel puțin parte de desktop și începe după ce termin, termină reporterii munca și începe la 5-6 seara până la 11, 12, 3, 4, dacă sunt alegeri sau mai știu eu ce evenimente. Și atunci era fan, acum n-aș mai face pentru toți banii din lume. Mi-ai zis că erai altfel atunci. Cum erai atunci? Atunci aveam două joburi. La un moment dat am avut, cred că vreo 2 sau 3 ani, am avut două joburi full-time. Adică eram, lucram de luni până vineri și duminică la ziar și să. de luni până vineri și sâmbătă, la celălalt job unde eram designer, la distribuție pe auto. Deci eram non-stop la muncă și nu o, simt, nu o resimțeam ca acum. Acum dacă fac, nu știu, ceva pe lângă job, să zic așa, e deja un chin, nu mai e. Dar faci ceva pe lângă muncă, un proiect foarte important pentru tine și pentru soția ta. Da, bine, proiectul soției, eu doar Încerc să o ajut pe unde pot, și cu ce mă mai percep și eu. Hai să povestim un pic despre proiectul ăsta. Acum câțiva ani, Luca, ta, a început o afacere foarte interesantă pentru noi toți. Da. Și anume... Eu tot îi zic că ea este Cake Designer. Ea nu prea e de acord cu latura asta, dar. Și cum își spune? Vrei să. Deci, pagina ei e Dolce de Carla. Așa. Și aici este o întreagă poveste. Ea a locuit mai mult timp în afara țării, și de acolo a venit tot ideea asta de. Numele în, în, în italian. italiană. Dolce di Carla? Da. Ok. A, așa. Și businessul principal, e custom cakes pentru aniversări, zile de naștere, pentru copii, foarte mult pentru copii, că acolo e cu accent foarte mult pe partea asta de design. Cum arată tortul final. Ca aia. Pentru copilul asta este cel mai important, cum arată. Nu ce gustare, evident. E important și gustul, dar primul impact e normal, cel vizual. Normal. Da, și acolo o ajut cu ce pot, de la provizionare la grafică pentru anumite lucruri. De degustare. degustare, <laughs> critică, că avem cumva păreri diferite, și tot încerc să îi dau și perspectiva mea. Și astfel. te ascultă sau. Aici depinde. Câteodată știi cum e. Câteodată e bine să ascult de părere, câteodată e bine să nu asculți de părere. Eu încerc să o ajut, repet, unde, unde consider că pot ajuta și nu încurca. Cum ai cunoscut opera Luca? Printr-o prietenă comună. Așa. Și clasic, fără, classic, nu Tinder, nu, că nu era... Evident. Nu știu, nu știu dacă era Tinder sau nu, abornam. Nu cred că era Tinder. Clasic, la Acum suc, Uh, 12, nu, 12 ani, da. Nu era tine. Nu, nu era. cred. cel puțin la noi, nu știu. Nu știu, nu știu. Exact. Clasic. Așa. A ieșit în oraș. Uh -huh. mai a fost nimic dragoste de... la prima vedere, știut, oh, din start că nu, o să fie nu, nu. ea. Nu, deși, dacă o întreb pe ea la, la modul declarativ, spuneam niște lucruri mai repede decât trebuia să le spun, dar uh, cred că a venit așa un pic cu timpul. Nu foarte mult timp, dar niciun caz dragul să la prevadă. dată. Dar ți-a dat un pic planurile peste cap, pentru că știu că aveai de gând să nu te însori a, până la da, 30 acolo, de acolo, ani. Da. Asta că știi și soția, că eu râdeam, că ziceam că nu, nu am de gând să mă căsătoresc până nu fac 30 de ani și bineînțeles că nu... Nu, nu, nu ți-a mers cu ea. Nu, nici nu aveam 29 împliniți când ne-am dar a fost totul spre bine, pentru că, da, uite, nu, acum după a, atâția ani... Era așa o chestie care o spuneam când mai glumeam cu, cu prietenii, da, nu, înainte 30, nu știu exact care erau motivele de atunci, dacă era vreun motiv serios în spate sau era așa uh -huh. vreun, în spirit de glumă. Dar, da, evident că e totul happy și, da, mai acum e și Patrick în peisaj. Asta vreau să zic, că în pandemie ați gătit nu doar prăjituri, ați mai băgat ceva da, la cuptor. Nu, okay. a fost nu neapărat pandemia, a contribuit la treaba asta, era... Aveam noi afine, niște planuri și am ajuns la etapa, ok, hai să... să nu mai fim doi, să fim trei. Și au am fost trei. Și nu, patru, cu <laughs> ce mai putea întâmpla. Sau cinci, șase, depinde. Da. depinde cum. Da, da, da. Și cum s-a schimbat viața ta, dragă, răzvană? Foarte frumos. Nu mai e nimic la fel, <laughs> după cum știi. Știu și eu, într-adevăr. E, e frumos. Nu pot să zic că e roz, dar e frumos. Da, bine, hai să zicem. Mai ales e... când ai un copil energic și care nu stă locului, care vrea uh -huh. să exploreze, care îi place să danseze pe masă, deși are 2 ani și 3 luni. Uh -huh. Și. În principiu, suntem. încercăm să-l protejăm și să-l lăsăm să fie liber și să facă ce vrea, dar să fie totuși safe. Și e o, o aventură. Dacă ar fi să o iei de la capăt, bine, nu cu Patrick și nu cu Raluca, dacă ar fi să faci chiar din nou treburile astea, ce ah. ai face diferit? Nu știu. <laughs> nu știu. Eu, cum mai spuneam, eu personal, pe, amici sau prieteni care îi mai sfătuiesc, le-aș zice dacă nu ești pregătit 100%, 200% nu-l fă. că -ți schimbă viața și îți, îți ia toată energia, mai ales dacă ai un un mic explorator. Mai bine nu, dacă nu ești pregătit, că e un șoc așa un pic și trebuie să să, să fii un pic pregătit de toate schimbările. În rest, dacă ești ok, du it! Dar într-adevăr, toată lumea are impresia că să ai un copil e ca în reclamele alea de, la, de la TV, când totul este alb sau și chiar și mai zâmbete. rău. Au impresia că e când, nu știu, te duci la un prieten și are un copil și te joci cu el da, jumătate de oră, o oră da, și mai duce acasă da. și tot e roz și spui, ce fain ar fi, dar nu-și dau seama că e un pic altfel când stai 24-24 cu, cu el și nu mai poți să zici, gata, am plecat acasă și am două zile dorm, îmi respir, îmi revin, mă odihnesc ce îl vezi așa făcând pe viitor? Nu știu. Nu știu momentan ce să zic. Am că e pasionat. Adică e la momentul la în viață în care face. Dacă te vede pe tine că faci ceva, faci și el. Imită, da, e la perioada da, e de imită. imitare. Deci, mm -hmm. ieri am șters, m-am urcat pe un scaun să șterg praful pe, un, pe frigider. Când m-am întors, deja trăsese scaunul, să urcase în picioare pe scaun și făcea și el cam aceeași chestie. Deci nu știu ce să zic. La momentan, bucătărie încla, se bagă? La, se bagă, se bagă și când, mă, când, vine la mine în birou, la stă la mine în brațe și mai tastează la, la laptop. Nu, e prea mic, mi se pare mult prea mic. Dansea, când au de muzică, el dansează, adică e destul de vesel, așa, știi, de face orice și cu ce vrea el, că e foarte căpuțânat. Oare cu cine seamănă? Cu mami și cu tati. <laughs> foarte drăguț foarte <din> partea ta. <laughs> Spune-mi, te rog, dacă... Pentru că da, știu foarte bine că nu prea mai ai timp pentru tine. Cum mai stai cu pasiunile în perioada asta? Pasiunile sunt în sertar. Oh. Sunt puse în sertar și sperăm, sperăm că Patrick să mai crească un pic, să vină un pic mai independent și toate să mai facă să, poate să facă și alte lucruri fără să îl păzească non-stop și cumva să stea pe lângă mine să se joace sau să mă ajute, dar să pot să fac și alte chestii. altfel e... Acum nu se poate. Dar zic cam care ar fi acele pasiuni. Ce ai pus în sertare acolo și de pe aștept să scozi nou? Nu no, știu, eu stau la casă, de exemplu, și am fost crescut la casă, îmi place să stau în curte, să mai... M am grijă de o floare, de... am zmeură pus, am mure puse, am și flori dintre astea așa doar de frumusețe. M-am ocupat să mai am o grădină, adică sunt mai handy, să zic așa. Uh -huh. Și de ceva vreme mă pasionez partea asta de, de lemn. Am eu ceva scole și niște idei, aștept să repet, să mă lase Patrick să pot să ies din casă fără să vrea și el să iasă, să, și nu, să nu trebuiască să stau după el, că nu prea merge partea de scole electrice, copii mici, nu. nu. Te vezi făcând ceva în industria asta a lemnului după ce termini cu... Nu cred. Nu? Nu cred. Din ce știu, ca să poți să faci ceva, investiția inițială, că e tot, tot ce înseamnă echipamente, sunt prea scumpe, plus acum e și jobul soției, trebuie să cumva... Suntem investiți în partea aia cu timp, cu resurse, cu tot și încercăm să să împingem lucrurile în direcția aia. Da, dacă tot ai spus de dulciurile soției tale, spunem ce îți place să mănânci, A. din ce face ea bună acolo. Să are ne recomand și nouă, să știm ce să are comandăm. Are un tort cu mango și cu fructul pasălin care îmi place foarte mult okay. și acum mai nou are un tort Ferrero roșie care e foarte, care mi-a plăcut foarte mult. Plus mă aștept să mai, că mai are cel puțin, nu știu, 10 rețete care tot trebuie testate și aștept, aștept sortimente noi. Dar ăla cu mango și cu fructul pasiune l-aș mânca orică. Ăla e preferatul tău? Din momentul ăsta, da. Uh -huh. Nu știu ce va fi peste. Repet, mai are rețete noi pe care aștept să le testeze, să văd. Eu zic că trebuie să-l aduce aici, să testăm și noi, că la, ar, ar, cam trebui, nu știu ce să zic. În rest, nu știu, alba ca să vadă aș mânca. Uh -huh. Dar e, e, un pic dificil când le ai în -o stop în casă, nu mai e același, nu știu, entuziasm când le mănânci o dată săptămână, o dată pe lună. Uh -huh. Cumva se, se pierde entuziasmul sau dorința de a le degusta, că, repet, când ai acces la orice, ca și cum ai fi mereu în vacanță. Parcă nu mai e vacanță dacă ești mereu în vacanță. Ai nevoie și de muncă, nu? Exact. Ai zis de albă ca zăpada și gândul meu s-a dus instant la copilărie și mă gândeam cum erai tu când erai copil? Oh, my God! Oh, my God! Deci, am fost uh, un copil foarte. Fix cum e Patrick acum, cred. Ah, iau. Foarte energic, crescând la casă, îți dai seama, uh -huh. și teren în jurul casei. Am avut uh, acces la tot ce înseamnă. Singur la părinți? Nu mai, o soară mai mică. Ok, ai chinuit-o? Am chinuit-o un pic, da. Ce-i făceai? Ne mai certam, ne mai băteam ne mai alergam prin curte, ne mai jucam împreună, depinde. Erau momente în care ne înțelegeam super bine, momente când eram mai certați, depinde de. Îi mai mâncam mâncarea. <laughs> Acum cum sunteți? Acum suntem ok. Ea are trei copii, deci mm. e busy, busy, busy. Stă destul de aproape de mine. Mm? Suntem ok. Nu mai, nu, mai, nu mai avem nimic de împărțit. Frumos. Um... Dacă am trecut așa prin copilărie, prin tinerețe, prin căsătorie, prin Patrick și prin pasiunile tale, hai să vorbim un pic și despre muncă, că tot ai zis tu că nu putem să stăm într-o vacanță continuă și Eu să Eu personal aș putea, adică, repet, dacă e ce e prea mult, deja se pierde farmicul. dacă Correct. ai sta un an de zile în vacanță. La un dat parcă nu mai e o vacanță, deja obosești, parcă vrei tu și să stai într-un loc, să nu mai fii mereu un... uh -huh și ți-e dor de utilitatea aia. Exact, exact, exact. să fii util și să faci chestii. Hai să vedem un pic ce, ce, faci tu aici la, la CGM toată ziua. <laughs> <laughs> Bun, ce ești presupun? În ultima vreme stau în meeting-uri, vorbesc în engleză cam mult. Am început să gândesc când gândești, când reflectez așa singur, tot am senzația să gândesc în engleză și am zis, oh, vorbesc mm -hmm. prea mult în engleză, ar trebui să mai vorbesc și în română. Uh, Acum, fiind functional lead, team lead și toate acronimele care le-ai menționat, uh, intru mult în singuri, discutăm, dacă găsim o problemă, încerc să îi organizez pe colegii mei, să vedem cine se ocupă de ce, care este statul, statusul diferitor task-uri, singuri cu colegii din Germania, și din când în când vreau și eu să mai fac practic câte ceva, ca altfel chiar că nu știu, simt că pierd contactul cu. Asta ven să te întreb. Cu munca efectivă și nu-mi place. Asta ven să te întreb dacă mai apuci să mai faci și. Vreau, adică mă forțez să mai fac și eu ceva efectiv, practic, decât să, doar să stau prin singur, să dau direcții, să verificăm, hai să luăm niște decizii. Ai așa niște proiecte preferate la care lucrezi? Eu lucrez pe un singur proiect okay. de, cred că de 2 ani. Ok. Cel mai mare proiect din Sigandor. Îl cunoști? Trebuie să-l spui și oamenilor. Sunt, se cheamă ClickDoc și core business-ul e ajutăm userii din Germania și Franța să-și găsească un doctor și să-și facă online o programare la acel doctor, fie o programare clasică în cabinet, fie un video consultation. De câteva luni avem și un modul care se cheamă e-prescription, care doctorul poate să-ți emită o rețetă digitală. O găsești în aplicație, și apoi, tot din aplicație, poți să o trimiți la o farmacie online și ei să-ți o livreze acasă sau să te duci în farmacie să-ți reduci medicamentele. Nu te macină un pic și pe tine, cum imagină pe majoritatea oamenilor de aici din, din România, că în afară se întâmplă toată digitalizarea asta a sănătății și că noi lucrăm pentru digitalizarea sănătății din alte țări, dar în România îți vine așa să strângi de gât pe cineva când vorbim despre doctor și sistem de sănătate? E greu să... Mi se pare că foarte greu să ornești un monstru care e sistemul de sănătate și să-l... Dacă nu-și doresc ei și... Nu știu, eu mă bucur că am început să am înfinit statul, i-am obligat pe medicii de familie, de exemplu, să lucrezi în bază de programare și să nu trebuia să te duci să aștepți o 2 două, da. trei, mm. exact la ușă, poate, poate reușe să intri până să termine programul. Deja e un pas înainte. Normal că, bine, există, dacă te duci la privat, poți să-ți faci programare, programare online, chiar și prin telefon. La stat e mai dificil. Mi se pare foarte greu de urnit, e foarte greu de, de făcut, să, să modernizezi dacă nu își dorește toată lumea implicată acest lucru și mi se pare greu, greu și ai văzut, facem doi pași înainte, unul înapoi. Tu ai lucrat un pic în industria asta de farmacie de și înainte, da, de CGM. În farma, pharmacy, da, în dar am lucrat șapte ani sau șapte ani jumătate. Am Destul Am fost de mult. Uh, design lead. Ok. Și Acolo tot ce înseamnă vizual pentru companie era făcut in-house, aveam departament și ne ocupam de la packaging, advertising, că e print, că e social media, inclusiv parte din ad la televizor, reclamele la televizor se făceau la nivel cât se putea face in-house, dar era, era asumat, adică preferau să bage costul producției în efectiv în airtime decât să dea, nu știu, 30.000-50.000 de euro pe un spot făcut profi și apoi încă pe atâta pe X număr de afișări pe anumite televiziuni. Și ne ocupam, repet, eram responsabil de tot ce înseamnă vizual pentru companie. Și după șapte ani, șapte ani și ceva? După șapte ani am zis că e momentul să schimb și cumva pentru mine progresul logic a fost UX, UI, partea asta de, la urmă, cam aici viitor, aplicații web, aplicații mobile și am căutat până mi-am găsit oportunitatea oportunitate potrivită. Cum a fost întâlnirea cu CGM? I-ai găsit tu? Te-au găsit ei pe tine? Cum a fost interviul? A... -a a... ei, nu, ei, o uh, prietenă de Roxanei. Ok. Roxana de la HR, da? da. da? Mi-a scris pe LinkedIn și m-a întrebat, am o prietenă care caută, n-ai fi interesat? Și am zis, da. Okay. Ne-am văzut la interviu și cred că am bătut palma, cred că în aceea zi. Uh. A fost așa foarte, nu știu, foarte rapid și neașteptat. Uh. Bine, a fost și o, cumva o dragoste la prima vedere, dacă aș putea să spun așa între mine, Roxana și fostul ux de atunci. Ei mi-au plăcut de, de mine, mie mi-au plăcut de ei și... Și de restul oamenilor din, din CGM, că sunt câțiva... câțiva. Sunt și cu, cu mulți lucruri colaborez la modul colaborez, pentru că noi, UX-ul pe ClickDoc, facem suport pentru opt echipe de development. Deci, cam câți oameni înseamnă asta? Pai cam 80, uh -huh. mă, cred că sunt mai puțin, totuși. Teoretic, o, o, o echipă din. ar trebui să aibă undeva la 8-10, deci. Uh -huh. Ok. Plus-minus depinde, sunt echipe care sunt complete, sunt echipe care încă mai caută, dar undeva, nu știu, cred că vreo 70 persoane. Nu pot să zic comunic 100% cu toată lumea, dar cu Product Owners și cu o parte din dev, mă văd destul de des. De-a lungul anilor ai gestionat destul de multe echipe și destul de mulți oameni. Zine așa un pic din experiența ta, din knowledge-ul tău, zic cum vrei. Ce ar trebui să, să, facă un om care este, care este lider? Puh, nu știu ce ar trebui să facă el, eu știu ce vreau eu să fac. În principiu vreau să fiu șeful pe care mi l-am dorit eu și în principiu lead by example, că adică nu le-aș cere ceva ce eu nu aș face sau nu le-aș cere să fac ceva ce eu nu aș putea să fac. De-a lungul timpului cred că am făcut o suplimentare doar de a, nu știu, să fie tot ok și am zis că, îi spuneam Roxane că nu mai, adică pe, Restul vieții mele cât mai am, nu mai fac o le-am făcut destul la momentul respectiv. Uh, și nu le-am făcut când mi s-au cerut efectele, le-am făcut pentru că aveam niște deadline, trebuiau terminate, câteodată lucrurile nu merg așa cum ți le plănești, dar deadline deadline, ne așteaptă, nu știu, o tipografie care ar trebui să au și ei un timp de, de, de producție plus livrare fabrica așteaptă și tot așa. Adică era un efect al bolului de zăpadă și dacă nu livram timp, e fix cum se întâmplă acum. Dacă noi ex nu livrăm timp anumite flow-uri, echipa nu poate să implementeze, nu se, nu, anumit ce nu mai poate să fie lansat la momentul programat și e așa un efect de bolului de zăpadă. Și... Repet, încerc să fiu șeful pe care mi l-am dorit întotdeauna și cartea l-am cum e șeful ăsta pe care ți l-a dorit întotdeauna? Mai ales noi din generația noastră care am trăit cu șefi. Cu altfel de am șefi Am trăit și am lucrat. Da. Și nu pot să zic că a fost rău, că adică te și călesc cu uh experiențe -huh. experiență de genul ăsta, te și călesc Adică. Nu știu, eu încerc să fiu. Nu știu dacă există posibilitatea asta să fii și prieten, dar să fi și strict când trebuie să fii și strict. Adică încerc să fiu cât mai deschis, să i explic când apară problemă, să le zic imediat atunci, ok, asta este problema, astea sunt așteptările mele de la tine, asta ar trebui să faci, contextul este de așa natură și să fiu și deschis. Dacă au probleme, ok, vină la mine, discutăm, încercăm să rezolvăm, dacă ține de mine, să las să rezolvăm, dacă ține de alt context, încerc să te ajut, în limita, la, în limita posibilităților, că nu orice problemă se poate rezolva. It's life. It's life. Exact. Spune un pic despre echipa ta, pentru că știu că ai o echipă foarte mișto și de fiecare dată când avem nevoie de ceva, imediat sar și sunt primii acolo să, să facă treabă și bună. dacă nu sar, am, găsesc cu imediat <laughs> voluntar. <laughs> găsesc cu imediat voluntar, nu e nicio problemă. <laughs> Glumez, despre... dar chiar sunt foarte ok. Zine săritori. un pic despre fiecare, dacă vrei. Oh. Deci am doi colegi care sunt în Timișoara, uh -huh. crează remote. Adrian Pus să le zici și numele, da, și Adrian să fiecare. Salutări! <gânt> Adrian, pasionat de muzică, știu că are și un side hustle, să zic așa, pe partea de poezii și... Vreau să, nu vreau să greșesc că, că pe aia se supără. Pe partea asta de poezii și partea de proză, Ok. ceva, ceva interesant. Nu știam că poate, face treaba asta. Și okay. pasionat foarte tare de muzică. Okay. Așa, Alin, doi copii, două fete, deci stă în casă cu trei, cu trei doamne, domnișoare, e, e foarte interesant. Uh, și care a lucrat foarte mult în Anglia, okay. deci vorbește engleza perfect. Uh, o am pe Andra, care a fost în programul nostru de mentorat uh -huh. și acum este junior pe, pe proiectul nostru pe ClickDoc și Vlad, our Figma guy, dacă e ceva legat de Figma, de design system, la el apelăm. Când ceva nu funcționează cum trebuie în Figma, just call Vlad și el, el rezolvă. Vlad e singurul din Iași? Care locuiește acum în Iași? Da, da, da. da. Pentru că Andra, din câte știu, nu e în Iași. Da. Uh, ceilalți doi colegi sunt Timișoara. Ok. Deci, practic, doar Vlad e prin, prin preajmă. Da. Dar nu prea veniți pe la birou. E ceva care stă în natura designerului de să lucreze de acasă? sau? Nu, mie personal, uh, unde locuiesc și dimineața, dacă este super aglomerat și fac 45 minute până la muncă și 45 înapoi... Ai prefera să lucrezi așa, zi, de acasă? Dar de obicei vin vinerea, de obicei vin la birou. Uh, mai rezolv unele lucruri mai ușor fiind la birou, că, mai ales dacă mai sunt și alte persoane, că altfel mai vorbim și face face-to-face, nu doar uh -huh, pe Teams uh -huh. Uh -huh. și mai socializăm, să zic așa. Apropo de socializare, zi un pic cam ce îți place ție la CGM cel mai mult? CGM din punct de vedere, colectivul face, nu știu, e un lucru care mă face să rămân. Avem niște oameni foarte ok, foarte frumoși. Încă să zic că cei din Germania, am o, o relație foarte ok cu cei din Germania. A, cel puțin partea de DSL, development, sunt CGM, e foarte deschis la orice înseamnă traininguri, bine, în limita bunului simț. Când vine vorba de traininguri, am văzut niște, niște, costuri de, cu multe zerouri, dar sunt de fapt super deschis la traininguri, chiar dacă sunt in-house sau vine cineva din afară work from home, nu pot să zic de deci ce e unul. Deși nu mi-a plăcut inițial, în prima lună, nu mi-a plăcut deloc. Nu era obișnuit. Nu eram obișnuit, nu. Exact. Am venit după șapte ani de birou, zi de zi, zi de zi. Uh, nu, nu mi-a plăcut. Dar am avut de a avea birou meu și mă pot încuia acolo și să-mi fac treaba. Că altfel, Patrick mai, o mai vizitează din când în când și trebuie să am grijă să nu deschidă geamurile, să nu se urce pe calorifer sau mai știu ce mai îi place lui să facă și nu se poate lucra cu el în aceeași cameră. Nu. Și de-aia zic că am norocul de a avea un birou, mă și îmi fac treaba. Acum am obișnuit și nu mai aș prefera să, să continuăm în direcția asta așa. Nu știu. Pentru mine personal funcționează cel mai bine o zi, două de la birou, dar să mă aleg eu când să vin și restul de acasă. Sau dacă am o săptămână mai busy, să lucrez doar de acasă. Adică flexibilitatea asta este minunată pentru, pentru noi. Dar și avantajul de a avea birou. Știu cu colegii mei din Timișoara, de exemplu, de nu avem birou. Uh -huh. Și ei și-ar dori să aibă un birou unde să se mai ducă din când în când, să se mai întâlnească cu colegii din același oraș, că avem mai mulți colegi din Timișoara. Uh, am flexibilitatea asta de a alege când ai chef să lucrezi de acasă, când să lucrezi de la birou, e even. Proiectul este foarte fine. În principiu, tot ce înseamnă proiectele astea de parte de farma medical, ai și satisfacția aia că, ok, ajuți oamenii cât poți și cât ești lăsat, dar ai o satisfacție când vezi deja produsul în în production, când vezi că numărul de ai schimbat un flow de sau ai introdus un new feature și vezi deja că sunt mii de oameni care îl folosesc, deja ai o satisfacție personală. Cum era înainte când eram în farma și intram într-o farmacie și vedeam rafturi de produse și știam că colegii mei au lucrat la design, au lucrat la produsele astea sau încerca o farmacie să îmi recomande un produs de la, de la fosta companie și spuneam, da, mulțumesc, știu, știu pleantele și ale de pacienți și ale de medici știu toate textele, știu studii, știu... Mulțumesc că am participat cumva, nu direct, la mai multe traininguri care se făceau în fostă companie și învățasem la un moment dat studii pe anumite produse, le știam, beneficii, de ce, cum le-am auzit prea multe ori. N-ai cum dacă ești acolo și știi foarte exact, bine produsul. Plus că chiar mi-a plăcut, adică am fost mai implicat 100% și dacă îți pasă, n-ai cum să nu uh -huh. prinzi, să nu înveți, să nu... Dar știu că suntem din același aluat și dacă nu-ți place ceea ce faci, n-ai cum să exact să Exact, faci. și nu Deci eu nu știu când au trecut șapte ani la fost companie, eu nu știu când au trecut... Eu azi, cred că mâine, azi mâine fac patru ani în SIGEM și nu știu când au trecut. Mulți și... înainte? Ok, se datorează și mie că așa sunt eu dacă îmi place și uh -huh. nu știu când trece timpul, dar și CGM-ului că oferă contextul așa de a putea să te dezvolți, să crești, să ai un job unde să vii cu plăcere, să pleci cu plăcere, bine. În limita... Normal că sunt și normal, zile în care pleci mai devreme. Am calendarul numai meeting-uri, singuri meeting meeting-uri, meeting-uri da. în care Uh -huh. Să face ora 3 și și o jumătate de oră să mănânc Și sunt zile și normale Unde poți să faci și treaba în tihnă, poți să uh -huh. respiri Să-ți să faci și meseria de designer Să-ți faci și meseria de designer <laughs> Exact uh, Dacă ar fi să Te gândești așa un pic în urmă Care a fost locul de unde ai învățat cel mai mult? Nu știu, cred că din fiecare loc Învăț câte ceva Repet, eu, de, tot ce știu, tot ce am făcut până acum, am făcut pentru că am învățat singur. Nu am așteptat să mă învețe nimeni. Am pus mâna și am citit. Când uh, am deja trecusem peste partea cu citit, ok, hai să. în partea inițial, hai să fac efectiv. Și acum, cu, când am făcut switch-ul de la design la UX, mi-am dat seama că nu știu multe. Pentru că Inițial, când treci, vezi doar partea de UI. Când vii de la design, te mulți pe UX, ai vezi un pic doar partea de interfață, partea de UI. Dar aia este doar ce se vede la suprafață, tot ce este de 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 ce un anumit buton este într-o anumită zonă? De ce un anumit buton trebuie să aibă cel puțin o anumită înălțime? Și mai ales, cel mai important și best UX când totul, când treci prin aplicație și nu nu implică un efort mental din partea utilizatorului să caute în anumit un anumit sau să, nu știu, să adaugi un produs în coș și să și să și comande. Cu cât e mai simplu, cu atât e, -e, e mai ok. Adică lucrurile sunt acolo unde sunt, unde, unde trebuie, pardon, și nu nu ne necesită să, să, multă putere mentală să înțeleagă ce se întâmplă pe pagină și ce are de făcut next. Și toată partea asta este e, e, fix ca un iceberg. UI partea de deasupra și de de sub partea de ex. Și e mult de citit, mult de înțeles, trebuie să înțelegi cum gândesc utilizatorii tăi, cum interacționează cu aplicația, de ce anumite lucruri trebuie să fie într-un anumit fel. Și cel mai simplu este hai să, să, să citești. E o lecție și bună să... pentru cei care sunt și acum la început de drum și care vor să intre în industria asta. Zine un pic că atunci dacă nu ne-ai spus exact ce ai învățat de undeva anume, zim cam care sunt așa lecțiile principale de viață pe care le-ai învățat de-a lungul anilor și pe care ai fi bucuros să le dai mai departe și celor de, de la început de drum și nu, Patrick, poate când va intra în meserie. Dacă faci ceva să faci cu seriozitate, uh -huh. să fii implicat, să nu zici, las că merge așa, do your best job în frame-ul în care există, adică cât ești lăsat în contextul care E anumită problemă. dar să fii tu mulțumit la sfârșitul zilei, ok, am livrat the best I could do today, mâine poate o să fac mai bine și tot așa. Acel 1%, dacă uh -huh. aș fac, mâine voi face 1% mai bine decât ieri și tot așa, uh -huh. un progres oricât de mic fiecare zi ajută să crești. Ok, nu, de acum nu trebuie să transformăm, să do, dăm în extreme și să faci doar asta și să nu mai vezi că un work-life balance, indiferent de cât de trendy sună acum, e bine să, să faci și alte chestii pe lângă job, să, cumva să te deconectezi și să nu fii prins în vrea asta, ok, job, 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 că la un moment dat ori ajungi în burnout, ori te trezești că nu-ți mai place, eu cel puțin când sunt acasă încerc să nu mai stau la calator, deși adică stau destul de mult pe zi. Încerc să fac chestii care nu implică calator, că nu trebuie să mă deconectez un pic de la toată povestea asta. Asta e un sfat foarte bun pentru toată, pentru toată lumea. Și din fericire că vreau că nu vreau, am ajut, o ajut, ajut, soția și cumva așa reușesc să mă deconectez că tot timpul, ok, trebuie să facem ceva, trebuie să trebuie să mă duc să cumpăr ceva, trebuie... și reușesc să nu mai stau la calator după job, ceea ce e foarte ok. Hmm. Mă gândeam acum ce. Că, practic, una dintre, unul dintre motivele pentru care fac toate aceste evenimente în CGM e tot așa ca să mai se deconecteze oamenii de la, de la muncă și să se cunoască între ei. Și mă gândeam care ți plac ție cel mai mult din, din, toate evenimentele și activitățile pe care le facem la, la CGM? Ce te-a atras până acum ce, cel mai mult și te-a făcut să te implici un pic, să participi la ceva? eu sunt o persoană foarte sociabilă, deci orice eveniment care e un pic mai relaxat, nu foarte scorțos, în care putem să socializăm și să discutăm, e ok pentru mine. Contextul de acasă nu prea îmi permite să stau ok, să stăm la game night sau mai știu eu alte chestii, nu Ca aș fi un mare gamer, dar uh, uh, abia aștept să CG în parte, de exemplu. Uh -huh. Să sperăm că poate avem și ceva invitați din Germania să alertăm cum se petrece la noi. Sau Team Building-ul. Uh -huh. Totdeauna mi-a plăcut. Mi-a plăcut în Team Building a fost. Mmhmm. Uh, uh -huh. Poveștile uh -huh. de Team Building, te hrănești în <laughs> an de zile. Ai, ai, ai subiecte de, de discuție așa relaxate. Repet, orice, orice eveniment unde pot să stai să discuți cu un coleg. Avantajul meu e că sunt un pic mai sociabil așa și n-am neapărat probleme să... Chiar dacă ne-am văzut două, trei ori să vin să discut cu tine, ca și cum ne știm de un an. Totuși asta e un pic diferit față de ce se spune despre designer, că există mitul ăsta, că designerii sunt mai introvertiți, mai antisociali, nu? Așa am auzit eu cel puțin. Nu știu, probabil cei care sunt artiști, nu știu chiar. Nu. Eu, nu mă, eu nu mă consider neapărat, ți nu mă consider artist, n-am. Deși la un moment dat începusem, în, încălcesem în capul meu ideea să dau la arte, începusem să fac și pregătire pentru admitere. Mm -hmm. Și la un moment dat mi-am dat seama că nu o să pot să și lucrez, să merg și la facultate și era prea mult și am renunțat. Îți pare rău? nu știu dacă îmi pare rău, sincer nu știu, probabil dacă m-aș duce efectiv și aș fi, dacă aș fi fost, pardon, să încep anul întâi, de exemplu, poate aș, aș fi zis altceva, dar acum doar am, am încercat, a, părea că m-ar ajuta pe mine să mă dezvolt, dar efectiv nu. Și după aia am văzut că am ce se face, în, că tot am mai avut la interviu de-a lungul anilor persoane care au terminat artele și e mai puțin, mai puțin decât m-aș fi așteptat. Adică, ok, sunt sigur că o partea de teorie înveți multe, dar e mai mult pe teorie decât pe practică. Am văzut prea multe portofolii unde efectiv doar proiectele de la facultate și atât. E ceva legat de sistemul de învățământ românesc până la urmă, pentru că așteptările sunt mari și te aștept la ceva foarte practic. Dar, de fapt, e un sistem de învățământ. Da, în capul meu, așa era, dar uh, nu știu, chiar nu știu. Probabil trebuia să, efectiv, să experimentez, uh -huh. să zic ok. Regres sau nu regret, It's life. Și cred că n-ai nici timp să meditezi la asta, să te gândești dacă regret sau nu, pentru că ești ful. Nu mă ajută cu nimic dacă uh -huh. stau acum și regret un an, 2, 3, 5. Pentru ce? Mă pot să scrie mâine, dacă vreau. Corect. Dar, repet, nu mă aștept timp. Apropo de timp, să știi că am ajuns la finalul podcastului și o să te lase, te întoarci la muncă, <laughs> pentru că nu putem să stăm într-o vacanță continuă, cum ziceai tu. Îți mulțumesc foarte mult! Mulțumesc a trecut foarte eu. repede discuția asta. Ai simțit-o și tu la fel? Da, 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 nu. Adică, Mi se pare că au trecut 5 minute tot, și. au trecut 5 minute sau 3 ore? L-am <laughs> văzut doar pe Costel făcut un semn acolo. Sunt că... Cel puțin una din cele patru persoane care vreaști foarte mult. O să vină așa și ceilalți, așa. să știi, pe, pe parcurs să ne pregătim intens și pentru ei. Mulțumesc mult, Răzvan, Mulțumesc pentru și tot. Eu. Uh, și te mai invit pe aici data viitoare și Oricum. cu prăjituri, da? Da, nu e ideea de loc. Uh... promit că am să vin cu... Nu știu dacă prăjituri, dar cu întorc cred că am să pot să vin. Eu când răd. am zis prăjituri, dulciuri, mă referit la tot ce face bun Raluca acolo și tu ajuți cu inspirație, motivație și toate cele. Fără stress. Și design, evident. Da, încerc să ajut cu ochii meu creativ, să zic așa. Apropo de asta, foarte pe scurt înainte să încheiem, uh, te aricești așa tare când vezi un design incorrect? Da, da, da de obicei da. Acum mă aricești când văd tortul care nu arată foarte bine. Oh. Încep să fie defectul, defectul meseriei. Uh, da, acum e, 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 e ușor să judeci, neavând tot contextul. Poate, nu știu. Cine a plătit acel design a vrut logo-ul mai mare. Eterna... Eterna eter... poveste, da. Exact. Poate... Un pic mai mare. Un pic mai la strânga, A primit cât mai. a plătit. Poate, poate, uh -huh, poate. Adică uh -huh. e, ușor, e greu să critici uh -huh. fără să cunoști contextul. Posibil să fi plătit o instituție multe mii de euro pentru chestia aia. Am crezut că spui o instituție și tot, publică. <laughs> și tot un junior, un fiver l-a uh -huh. realizat, da. Nu știu, e, dar da. E normal. Cumva în, natura meseriei să... Defect profesional, așa, ca să-l numim clișeistic. Dar pot să și admir ceva chiar foarte bine făcut și să zicem și aș așa să fac la nivelul ăsta. Super! Mulțumim mult de tot, Mulțumesc și eu. Munca ta se reflectă în ceea ce faci în aplicațiile faine pe care le faci împreună cu echipa la CGM și apreciem foarte, foarte mult tot ce faceți fain pentru, pentru CGM. Mulțumim, mulțumim la fel. Uh, și apropo de critici, că tot spunea Răzvan, așteptăm și criticile voastre și feedback-ul vostru în, în comentarii și, bineînțeles, așa cum se spune la orice podcast la final, trebuie să dați subscribe acolo și să ne urmăriți pentru că mai punem și multe alte videouri faine pe lângă podcast. Mulțumim! La revedere!